Am auzit de cele mai multe ori în relația de cuplu reproșuri precum tu nu m-asculți niciodată, nu ești atent sau nu ești atentă la mine, vorbesc la pereți și așa mai departe. Evident că acest lucru trădează o comunicare defectuoasă și cu toții știm că aceasta este calea către rezolvarea de probleme. Deci dacă comunicarea este una care lasă de dorit, și restul problemelor din relația de cuplu vor avea de suferit. Ce ar trebui să facem pentru o comunicare mai eficientă? În primul rând, să ne dăm seama că ăsta este liantul. Trebuie să conștientizăm, dacă ne dorim să funcționeze relația cu partenerul, trebuie să conștientizăm că aceasta este prima și cea mai importantă cale, calea comunicării. Pentru ca ea să fie eficientă, trebuie să respecte oarecum niște pași sau niște principii, niște reguli de bună funcționare. Ascultarea asta activă pe care o încearcă toată lumea, pe care toți încearcă să o pună în practică, dar la un moment dat eșuează, se datorează în principal faptului că în discursul partenerului există niște elemente care mă înfurie, mă contrariază, mă agită atât de tare încât eu nu am răbdare să duc ascultarea până la final. Și creierul dislocă o parte din resursele sale pentru a-și construi apărare. E bine, trebuie să ne antrenăm, pentru că automatismele vin din antrenament, să duc ascultarea până la final, cu rugămintea către partener ca enunțul să fie unul cât de cât scurt, în așa fel încât după ce partenerul a terminat ce avea de spus, să fac un scurt rezumat. De genul, să înțeleg bine că pe tine te deranjează cu tare și cu tare lucru. Atunci partenerul va conștientiza fie că tu ai înțeles, fie că el s-a exprimat greșit și poate în ceea ce are de reproșat, partenerul înțelege că exagerează sau că n-a pus suficient de bine problema. Ducând enunțul până la sfârșit și tu făcând un rezumat a celor spuse, e posibil ca și tu să conștientizezi din start, fără să ai nevoie de o polemică în continuare sau o dezbatere, că acele lucruri într-adevăr merită reevaluate din partea ta. Deci, uitați-vă doar în prima fază, atunci când facem un rezumat, când oglindim ceea ce a spus partenerul, cât de multe lucruri se pot întâmpla. Dacă ai înțeles bine și dacă partenerul ți-a transmis un mesaj corect, abia după aceea puteți să încercați să negociați problema expusă. Deci, lăsați la o parte lupta de putere, lăsați la o parte intervenția, întreruperea enunțurilor partenerului, învățați să ascultați până la final, pentru că e posibil ca o soluție extrem de simplă și la îndemână să fie cheia înțelegerii voastre.